Determinația, asta e tot o problemă, parcă ce mi-aduc eu aminte din culegerea de Năstăsescu. Determinația M astfel încât x pătrat plus y pătrat minus 8, știți că întotdeauna se spune numai primul autor, cu toate că au lucrat, sunt vreo 4 parte, 3 sau 4 pe culege. X pătrat plus y pătrat minus 8x minus 8y plus M mai mare ca 0 pentru orice x, y real. Aici asta se poate să știți, face în două feluri. Fie să o gândiți ca un polinom în x, da? Sau un y, nu contează, se puneți condiția că ăsta pentru orice x real, delta trebuie să fie mai mic ca 0, delta care va depinde de y, care iarăși îi puneți condiții de tipul acesta. Sau pot să mai fac așa, zic, mai să formez niște pătrate perfecte. Ia uitați, x pătrat minus 8x, ăsta e 2 ori 4, da? Punem plus un 16, da? Și pe urmă o să scădem 16. Avem și plus M-ul ăla, da? La fel la Y. Deci am luat pe ăștia. Y pătrat minus 8Y plus un 16 și iarăși mai scad un 16. Și asta e mai mare ca 0, da? Deci primul să scrie cine? X minus 4 la pătrat plus Y minus 4 la pătrat plus M minus 32 trebuie să fie mai mare strict ca 0 pentru orice X, Y real. Și acum uitați care e șmecherea. Zic așa. Eu trebuie să-l găsesc pe toți acești M și spun, cum asta are loc pentru orice x, y real, ia uitați, în particular pentru x egal cu 4, y egal cu 4, care? Ăștia care mi-anulează, nu? Va trebui să avem condiția necesară că M minus 32 mai mare ca 0. Deci M să fie mai mare ca 32. Bun, dar M-ul poate fi și 37. Păi, și acum zicem așa, deci repet, dacă asta are loc, iată rezultă M mai mare ca 32. Reciproc. Dacă M mai mare ca 32, atunci ia uitați, X minus 4 la pătrat plus Y minus 4 la pătrat plus M minus 32, ce face? Pe ăsta e un pătrat, e mai mare sau egal cu 0 pentru orice X. Ăsta e mai mare sau egal cu 0 pentru orice Y, iar M minus 32 e mai mare strict ca 0. Prin urmare, suma lor e mai mare strict ca 0 pentru orice X și Y real, da? Prin urmare, răspunsul corect M mai mare ca 32, răspuns corect C.